Mai există pe străzi și dacă îi întâlniți, vă rog tare mult să le răspundeți pozitiv, aveți încredere în ei. Există mesagerii UNICEF, îmbrăcați în tricouri albastre, scrie mare UNICEF pe ei, au și șefcuțe, vin la voi și vă prezintă un proiect inedit despre cum puteți deveni prieteni UNICEF. Prin donații mici, lunare, care, cu acordul vostru firește, printr-un contract care se face pe loc, durează 3 minute completarea lui, din contul dumneavoastră bancar se extrag sume foarte mici, cele pe care dumneavoastră le decideți, lunar. Deci pe termen lung. Eu decid să donez 2 euro, 10 euro, nu știu, lună de lună îmi sunt extrași din cont cu acordul meu și am... primesc mereu feedback, UNICEF îmi trimite mereu înștiințări, ce s-a întâmplat cu banii mei, cum au fost investiți, care sunt cazurile de succes și așa mai departe. Și mi se pare un mod excepțional de a conlucra în comunitate și de a ridica, practic, situația la un nivel suportabil, pentru că acum cazurile sunt dureroase.